Poftim. Și ne vom găsi la grup online că exerciții de matematică. Poftim să începem. Ce propui să facem? Aici se problemuțe? Da. Algebra, da? Te rog. Stabiliți dacă mărimile următoare sunt direct proporționale. Să stabilim dacă mărimile următoare sunt direct proporționale. A. O cantitate de fructe și prețul acestei cantități. Deci o cantitate de fructe și prețul acestei cantități. Dar nu spune nimic. Alo. Bună seara. O secundă. Da, am înțeles, dar eu acum nu sunt... Sunt într-o lecție de matematică. Da. Dar acum, astăzi nu putem face să stăm de vorbă. Bun. Mai târziu pe la vreo 7, așa, să stabilim ce și cum. Da, da, da. Bine. Te rog, salut, salut. Și prețul acestea. O cantitate de fructe și prețul acestea. Eu zic că nu poate fi. Deoarece când mergem la magazin și cumpărăm, de exemplu, un kilogram de portocale, acesta costă 14 lei. Da. Și un kilogram, unul nu e egal cu 14 lei. Da, da. Cumpărăm 2 kilograme de portocale, o să dăm nu același preț. O să dăm 2 kilograme și 24. Vezi? Cu cât cantitatea e mai mare și prețul pe care îl dăm e mai mare. Crește, da? Acolo spune așa, o cantitate de fructe și prețul acestei cantități. Și prețul cantității, nu a kilogramului. Adică, repet, nu putem lua o tonă de fructe, nu? Cu aceeași sumă de bani. Da. Cu cât cantitatea crește, cu atât suma pe care, sau suma pe care o dăm pe cantitatea respectivă crește. Deci, o cantitate de fructe. Și prețul acestei cantități. Acestei cantități, da. O cantitate de fructe și prețul acestea. Deci o cantitate de fructe și prețul acestea. Așa că spunem, sunt mărimi direct proporționale. Da? Sunt direct proporționale. Și dăm exemplu. Un kilogram de mere costă 6 lei. Da? Nu 6 lei, hai 3 lei. Așa. 2 kilograme de mere vor costa cât? 6 lei. 6 lei. Da? Deci, vezi, suma pe care o dăm e proporțională cu cantitatea de fructe pe care o cumpărăm. Bun. Deci mărim direct proporțional, da? Da. B. Numărul de muncitori și numărul de zile în care aceștia execută o lucrare dată. Numărul de muncitori și numărul? De zile în care aceștia execută o lucrare dată. Deci număr muncitori și număr de zile ce execută o lucrare dată. Deci numărul de muncitori și numărul de zile care execută o lucrare dată. Deci, Audi se bate un șanț. Asta e lucrarea. Da, păi, într-o zi pot să fiu și 7 oameni. Deci, dacă lucrarea e dată, să zicem, 100 de metri de șanț de făcut, da? Ei bine, în condițiile în care ar fi un singur muncitor, oare ar fi executată tot în același număr de zile, când ar fi 10 muncitori? Nu cred. Pentru că
dacă n-ar fi 10 muncitori, treaba s-ar termina din ce în ce mai repede. Vezi? Deoarece am fi împărțit 100 de metri împărțit la 10 și sigur că da, 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 da. Deci, cu cât numărul muncitorilor crește... Este mai mare, cu atâta muncă și se mai termină mai repede. Se termină mai repede. Numărul de zile scade. Da. Dacă primul, dacă ar fi un singur muncitor și ar termina în 20 de zile, să zicem, când sunt mai mulți muncitori, numărul de zile nu scade. Uite, vezi, a spus numărul de muncitori și numărul de zile. Între asta trebuie să vedem noi cum sunt mărimile astea. Direct proporționale sau invers proporționale? Invers proporționale. Cu cât crește numărul de muncitori, cu atât scade numărul de zile. Și așa, crește așa. Numărul de zile, da? Deci, ai înțeles acum, e aceeași lucrare. Da. Deci, un muncitor ar termina-o în 10 zile. Da? Doi muncitori ar termina-o în 5 zile. 10 da? Muncitori. 10 muncitori ar termina lucrarea într-o zi. Iată că între numărul de muncitori și numărul de zile avem un raport de inversă proporționalitate. Deci, cu cât crește numărul de muncitori, cu atât scade numărul, aici ce fac, scade. Scade și acolo urmă. Da? Deci aici numărul crește, da? De muncitori. Depinde. Da? Deci aici scade și din coace urcă, da? Între aceste două sunt, avem un raport de inversă proporționalitate. Deci, între numărul de muncitori și numărul de zile, cum spunem, inversă proporționalitate, da? Inversă proporționalitate. Cum zici? I? Cum scrie? IP. IP. Așa, IP. Inversă proporționalitate. Mergem mai departe. A, B, C. Nu, fără C. Atât. Bun. 4, 5. X și Y. Determinați X și Y. Determinați X și Y. Y. Pentru care mulțimile următoare sunt direct proporționale. Care? Două puncte. Pentru care mulțimile? A, punctul A. A egal cu 2 și 5. Mulțimea mare, da? Da. A egal cu mulțimea 2 și 5, așa scris? Și B. Da. Da, și B este egal cu 1 și X. 1 și X. Determinați pentru care A mic, între cei două mulțimi ce? Ce fel de proporționalitate este? Inversă. Așa zice? Nu, nu spune nimic. Dar scrie, trebuie să spun ceva în aici. Determinați. Determinați X și Y pentru care mulțimile următoare sunt direct proporționale. Vezi? Între asta și asta am directă proporționale. Da? Proporționalitate. Adică trebuie să vezi așa. Între mulțimea 2 și 5, direct proporțional cu mulțimea elementelor 1 și X în ordinea aceasta. Adică 2 pe 1. Așa. Ceea ce ar fi echivalent cu traducerea 2 pe 1 egal cu 5 pe X. 5 supra X. Asta înseamnă directa proporțională. Adică 2, 5, așteptăm X-ul să fie mai mare decât 1 sau mai mic ca 1? Mai mare ca 1. Mai mare. Pentru că 2-ul e mai mic decât, sau 5 e mai mare decât 2. Așa se va comporta X-ul față de 1. Cum am zis aici la directă, cu cât crește ăsta, crește și prețul. La directă proporționalitate, da? Fel 5x ar trebui să fie egal cu 2. Nu, 2x egal cu 5. Da. Nu așa vine? Da. Deci echivalent, va spune 2x egal cu 5. Deci x-ul va fi egal cu, și din prosul meu, egal da. Cu extrema. X este egal cu 2,5. Cu 2,5. 2,5. X egal cu 2,5, adică cu 5 pe 2, 2,5. Da. B de mic. Mulțimea A este formată din 1, 4, 7. 1, 4, 7. Și 7. B. Iar B este formată din 3XY. 3XY. Tot directă proporționalitate. Da. Da? Directă proporționalitate. Și aici am scrie că 1 pe 3. Așa. 1 pe 3. Egal cu 4 pe X. Da. Egal cu 7 pe Y. Egal cu 7 pe Y, corect. Egal cu 1 plus 4 plus 7. Da, cu asta
supra. Stai o secundă, nu cumva te complici, uite-te în atins. Dacă cunoști vreun raport dintre cele două. Da, deci, și nu doar 1 pe 3. Păi știi, și atunci, la care proporții te oprești pe rând? 4x și 7x. 4 pe x egal cu 1 pe 3. Da. E una din ele. Adică x egal cu 12. Da, atenție. Deci, adică câte 3, vreme 4, din... Asta vreau să-ți atragă. Eu 2 câte 2. Sigur că da. Câte vreme ai șansa ca un raport să fie cunoscut, atunci iei pe acela cu fiecare din celălalt. Deci înseamnă cu 1 pe 3. E egal cu 4 pe x. De unde x va fi egal cu... x va fi egal cu 12. Da. Apoi. 1 pe 3. 1 pe 3 egal cu 7y. 7 pe y. Y este egal cu 21. Y egal cu 21. Și iată am aflat x pe y. Da? Da. Și... mulțimea A este formată din 3, 5 și 6. Mulțimea A este formată din elementele 3, 5 și 6. 3, 5 și 6. Iar B este egal cu X, 2 și Y. X, 2 și Y. Tot directe proporționale, da? Da, da, deci fi directe. Așa. Aici ne va veni că 3 pe X. Corect. 3 pe egal cu 5 pe 2. 5 pe 2. Egal cu 6 pe Y. 6 supra Y. Deci va rezulta că luăm 2 câte 2. Așa. X, 5X. 3 pe X, luăm așa. 3 pe X. Egal cu 5 pe 2. Egal, da. De unde rezultă că X va fi egal cu... De unde rezultă că 5X egal cu 6. Sau x egal, ăsta e o restă, împărțit la celălalt de dată. Da. Egal cu 6 pe 5. 6 pe 5. Asta nu mai pierd în timp. Da? Apoi. 5 pe 2 egal cu 6 pe 5. 5 pe 2 egal cu 6 pe y. Unde rezultă că... Y. Y este egal cu... 12 pe 5. 12 pe 5. 12 supra 5. A, B, C, D? Da. B. Te rog. Mulțimea 15, 9, X. A egal cu 5, mulțimea 15, 9, X. Iar B egal cu mulțimea? Iar B este egal cu 5, Y, 7. 5, Y, y și 7. 7. Și de aici vom afla că 15... Directe proporționale, da. De aici rezultă că 15 supra 5 egal 15 cu... supra 5. Egal cu 9 pe Y. 9 supra egal y. Cu X pe 7. X pe 7. 15 pe 5 se simplifică prin 5. Așa. Și ne va veni că 3 egal cu 9 Y. 9 supra Y. Da. Și de aici rezultă că Y este egal cu 3. Asta supra 1? Da. Y egal cu 3, da? Că vine 9 pe 3, Y egal cu 3, corect. Și 3 egal cu X pe 7. Și 3 egal cu X pe 7. Deci rezultă că X este egal cu... X pe 7, da. X egal cu 21. X egal cu 3 pe 1 vine 21. Și X egal cu 3 pe 7, 21. Corect. 6. X numărul 6. Hai să sperăm tabla. Să vedem cum arată și așa se ghește. Deci, trebuie să fii foarte atent la directe proporționalitate sau inversă. Deocamdată am făcut numai cu directe proporționalitate, da? Însă am avut și acel punct. Da, da, ai avut în primul punct să sesizezi dacă e directă sau inversă proporționalitate. Și ai văzut că a fost vorba de inversă. Da. Și ai simțit bine problema, adică în timp ce ăștia cresc, celălalt descresc în șirul care se realizează, da? Între o mulțime și cealaltă. Dacă între elementele la prima sunt în ordine crescătoare, celelalte vor fi în ordine descrescătoare, la inversă. Da. Iar la directă se păstrează aceeași tendință, același ritm. Te rog,
Mulțimea 2 și 9 este direct proporțională cu mulțimea 6, da? Da. La mic? Nu spun. Nu. E o singură existență. Mulțimea mare egal cu? Mulțimea ai cu 2 și 9. 2 și 9. B? Este direct proporțională cu mulțimea x 16. Cu mulțimea x 16. Da. Scrieți numărul x sub formă de fracție decimală. Ei, dacă e direct proporțională. Păi 2, 2 supra x. 2 supra x egal cu? 2 supra x este egal cu 9 pe 16. De care reiese că? De care reiese că 9x este egal cu? Deodată x egal cu, mai tare în timp, ți-a zis. A, x egal cu 18, nu. 16 ori 2 vine 32, da. Supra 9. Supra 9 și egal mai departe, să facem împărțirea asta, ne-am spus, da. Fracție decimală. Asta e fracție ordinală. Egal cu? Hai, să facem împărțirea, merge de câte ori? Merge de 3 ori. Da. 3 ori 9, 27. Da, 3 ori. Rămâne rest. Da, rămâne rest 25. Da. Virgulă, trecem la virgulă, punem virgulă. 5, acum punem așa. 50 împărțit la 9, de 5 ori. 5 ori 9, 4, 5. E 3,5 în perioada. Așa, 5 în perioadă, da? 3,5 în perioadă. Ce fel de numare periodic e care asta? Simplu. Simplu. Hai să vedem la fracție, ajungem la 3 pe 9. Să facem 9 ori 3,5. Deci egal cu, să transformăm pe asta, da, fracție ordinară. 9 ori. De ce 9 ori? Stai sigur de. Deci te întreb acum, dacă 3,5 numărul 10, mai face 32 la, pe 9, da, să ajungi. Fac 32. Deci relația era scrisă ca 32 împărțit la 9 egal cu 3,5 în perioadă. Și am mai invers. Ai 3,5 și transformăm în fracție. Să vedem dacă ajungi la ea. La 32. Păi eu să scriu 35 supra 9, 35 minus 3. A, supra. Așa? Da, asta am vrut. 35 minus tot ce e fața 32 supra 9. Minus 3 supra 9. Și va da 32 supra 9. Vezi? Deci am ajuns, da, de la numărul, de la fracția decimală periodică la fracție ordinară, da, și este corect. Mergem mai departe. 7. Da. Numerele 3, x și 5. Numerele 3, 3 x, și 5. Sunt direct proporționale cu numerele direct. Y, 54 și 45. Y, 54 și 45. Y, 54 și 45. Așa. Calculați x plus y și y minus x. Deci x plus y egal cu cine? Și? X, y minus x. Y minus x egal cu cine? Păi vom scrie că 3x, 3 supra y. Deci avem relație 3 pe y. Este egal cu x pe 54. X pe 54. Egal cu 5 pe 45. Și egal cu 5 pe 45. O să-mi dau câte două. Mai întâi vom lua x, 3y egal cu... Pe noi interesează suma x plus y. Păi da, la frum pe y și pe x. Așa. Deci o să luăm 3y egal cu 5 pe 45. 3y sau 3 pe y? 3 pe y. 3 pe y. Deci 3 pe y egal cu 5 supra 45. Adică simplificăm egal cu 1 pe 9. 1 pe 9. De unde y va fi egal de cu? De unde y va fi egal cu 27 pe 1. 27, da. Apoi. X pe 54. Da. Este egal cu 1 pe 9. 1 pe 9. De unde? De unde rezultă că x egal cu x e 9 x. Deodată, x egal cu 54 împărțit la 9. 9. Ce face? Intră de 5 ori. 5 ori 9, 45. 45. Dar cât, 9 ori cât fac 54? 9
6. 6. 6. Și egal cu 6. Deci prima dată să calculăm x plus y. Acum facem adică x plus y, da? 27 plus 6. 27 plus 6. Egal 33. Da. Și 27 minus 6. Y minus x egal 21. Minus 6 egal cu 21. Exercițiul 8. Da. Determinați numerele A și B știind că suma directă... Determinați A și B știind că... Știind că sunt direct proporționale cu 5 și 8. Cine? A și B, A și B, da. Adică avem mulțimea A, B, direct proporțional... Mulțimea 5 și 8. Cu mulțimea formată din 5 și 8. Iar diferența lor este egal cu 45. Și ne mai dă o informație. Adică A pe 5. A minus B egal cu... Adăugăm și așa informația. Egal cu 45. 45. Ei, ce înseamnă de aici? Că A, B direct proporțional cu 5 și 8? Adică A pe 5 egal cu B pe 5. Deci A supra 5 egal cu... B supra 8. B supra 8. O dată. Și avem A minus B. A minus B este egal cu 45. 45. Păi, o să le scădem între ele. Cum să le scădem? Adică A minus B. Sigur, așa este, mai uite, dar A, B și... Deci, determinați numerele A și B știind că sunt direct proporționale cu 5 și 8, iar diferența lor este egală cu 45. Diferența lor, dar nu spune A minus B. Păi mă gândeam A pe 5 minus B pe 8 egal cu 45. Dar nu a spus A minus B. Nu, zic diferența lor. Ne lasă aici să vedem A minus B sau B minus A. Aici e problema. Zic cu B minus A. De ce zici tu B minus A? Pentru că A, putem să scădem din B pe 8. A minus 5, A pe 5. Deci tu aștepți ca B-ul să fie mai mare. Așa cum este 5-ul față de 8. Da. Așa B-ul ar trebui să fie mai mare decât A. Sigur că da, de la directa proporționalitate. Și asta nu A minus B, ci este B minus A, vezi? Imediat le dăm seama. Și eu aici, mă gândeam să le scalb atunci când scădeam, da, A minus B minus A egal cu 45, da? Da. Și atunci... B minus A, zic și eu aici, egal cu 40. Și acum va veni B minus A supra 8 minus 5. Așa. Deci de aici, e egal în continuare aici. Da. Aici îți permis la șirul de rapoarte să spui egal cu B minus A supra 8 minus 5. Egal cu 45 supra 3. Supra 3. Și egal cu 15. Și egal cu 15. Și avem A pe 5. A supra 5 este egal cu 15, de unde rezultă că A este egal cu 75, da. Apoi, B pe 8 este egal cu 15, deci rezultă că 15 ori 0,4, 120. 120. Și am găsit pe A și pe B. Da? Deci a fost important? A minus B sau B minus A? B minus A. După aceea am văzut că sunt direct proporționale, am șters și am revenit. Nu, B minus A este vorba. Mai departe. Calculați trinomiile raționale știind că sunt 9. Direct... Da. Deci calculați cum? Calculați trinomiile raționale știind că sunt direct proporționale. Numere raționale. Trei numere raționale, adică A, B și C. Trei numere raționale, A, B și C. Sunt direct proporționale cu 5, 7 și respectiv 12. 5, 7 și 12. Apropo de asta, cine va fi cel mai mic, cel mai mare? Cel mai va fi A, cel mai mijlociu va fi B și cel mai mare va fi C. Așa cum sunt aici, da. O să și aici. Știm sigur de aici că A mai mic decât B, mai mic decât C, ca ai primă informație, da? A mai mic ca B, mai mic ca C. Și acum urmează... Încă o condiție trebuie. Iar suma lor este 252. A plus B plus C egal cu 152. Directa proporționalitate unde ne duce? C
că A supra 5. Da, vom avea A pe 5. A pe 5 egal cu B pe 7, da. Egal cu C pe 12. Da. Deci rezultă și că... Și egal cu, și mai adăugăm de desubt, că A plus B plus A plus C. A plus C. A plus B plus C. Egal cu 252. 152, parcă. Nu, 252. 252, eu am greșit. 252. Deci am scrie că A plus B plus... Nu vom scrie. Nu. Cum propriu? Scrie. Ce A plus B plus C supra 5. Deci egal în continuare. Da, scriem șirul de... Continuăm da. Șirul de rapoarte cu egalitatea încă unui raport. Da. Care înseamnă numără suma numărătorului pe suma numitorului. Da. Pentru că asta ne dictează, da? Egal cu A plus B plus C. Totul supra... 252. 5 plus 7 plus 12. Așa, corect. Adică 5 plus 7 34. Plus 12. Și egal cu 252 supra 34. 34. De ce 34? Păi 12 și cu 12? 12 și cu 12 a 24. 24. Vezi, o mică neatință și greșim. 24. Da. Am avut împărțit. Ia să vedem, 25 la 24, pare împărțire repede. Dacă nu împărțim, știi ce îți propun? Hai să simplificăm ce se poate. Prin cât putem simplifica? Prin 2. Prin 2 odată. Și vom avea 100, hai, repede, 26 pe... 26, da. 126 pe... Pe 12. 12. Apoi. Mai putem simplifica prin 2. Prin 2. 6 pe 63 supra 6. 6. Prin 3. Iar prin 3. 21 supra 21 3. Supra 3. Supra 2. 2, da. Și... Cam atât trebuie, nu? 21 pe 2. Rămân niciun. A pe 5 e egal? Și începem. A supra 5 e egal cu 21 pe 2. Pe 2. Adică A este egal cu 21 ori 5 supra 2. 21 ori 5 supra 2. Și face 100... 105? 105. Supra 2. 2. Corect. Apoi, altă variantă. B pe 7. B pe 7. Egal cu 21. Da. Și rezultă că B. Rezultă că B este egal cu 7 pe 21, 7, 147. 147. Supra 2. 2. Și C pe 12. Da. Egal cu 21 pe 2. Da. Egal cu... Ce-ul va fi egal cu? Ce-ul va fi egal cu 12 cu 2 simplifică. 12 ori 21 pe 2, da? Da. Sau îți rămâne 6 ori 21, dacă da? Da, să rămâneam. 6 ori... 126. 126. Și cu asta am aflat pe A, B și C, nu? Da. Altă... Ai ieșit eu? 10. Aflați A, B și C știind că sunt proporționale cu 0,5, 0,2 și 0,3 în perioadă. Deci tot așa A, B, C. Și A plus B plus C egal cu 130. Deci să aflăm pe A, B și C. A, B și C. Fiindcă sunt direct proporționale cu, cu cine? Cu 0,5. 0,5. 0,2. 0,2 și 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. 0,5, 0,3 și 0,3 în perioadă. A plus B plus C este egal cu 930. Și mai adăugăm că A plus B plus C egal cu? 930. 930. Păi vom scrie A supra 0,5, pe alea numai adună. Deci A supra... A supra 0,5. Da. Egal cu... Egal cu... B supra B 0,2. Plus... Egal cu C supra... Egal cu C supra 0,3 în perioadă. Și egal cu...
egal cu 0,1. Nu, nu, nu. Egal cu suma numărătorilor pe suma numitorilor, că avem bilanța asta, ne dictează. Egal cu A plus B plus C. Așa, B plus C. Totul supra. 0,5 plus 0,2 plus 0,3 în perioadă. Devine că 930 supra. Da. Vine 1 supra 3 în perioadă. Nu putem. Nu puteam aduna asta și cu asta. Îți meri cu pere. Da, da, mă gândesc că... Tu vrei să aduni și cât faci aici? Faci 0,7 plus 0,3 în perioadă. Așa. Și mă gândesc dacă adun 0,3. Da. Să vină 1. Așa. 3 în perioadă, 1,3 în perioadă. Deci, așa e 0,3, tu mai vezi un 3 și până 3 e acolo și până le adun pe astea. Da, și vine 1,3 în perioadă. Așa vine? Păi așa mă gândesc. Hai să vedem. Deci 0,5, tu zici așa, 0,5 plus 0,2 plus 0,3 și 3 aici. E bine așa? Da. Perioada așa. Da. Și acum dacă adunăm, face cât? 1. Da. Și 3 în perioadă. 1,0. Și 3 în perioadă. Asta e altceva, 0. Da, n-aș fi numesc să fie 1,3 în perioadă, pentru că gândindu-ne că 3 este în perioadă, ar fi luat iarăși de la 3. Și aș fost ea 3. Da. Deci este corect, tu crezi așa, dacă ar fi făcut în felul ăsta? Da. Ajunge acolo la rezultatul ăsta? Nu știu, sunt cu 930 împărțit 930 supra 103. Hai să ne convingem că e bine așa și i-ar fost greșit, mai zis tu 0,3 imediat. Sau pot să scriu 0,5 pe 10 plus 2 pe 10 plus 3 pe 9. Deci am zis 5 pe 10 da. Egal cu 5 supra 10 plus 2 pe 10 plus 3 pe 9 plus 3 pe 9. Mai simplifica. Așa, și face cât egal mai departe. 5 prin 2 și prin 3. Da. 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1 pe 5. 1 pe 5 plus 1 pe 3. Plus 1 pe 3. Da? Da. Și asta? Am ceva același numitor. Da. Și venea, numitorul comun este 2 ori 5 ori 3, 5 ori 2, 30. Așa. Primul amplificam cu 15. Da. A doilea cu 2, nu, 5, 3, cu 6. Cu 6. Și a treilea cu 10. Cu 10. Și am dat 30. 15 plus 15 6. Plus 6. 31. Deci face 31 pe 30. Și hai să împărțim pe 31 la 30. E calcul. Într-o dată. Da. 0 ori. Da. Și de 3 ori. Și pe aia. Și pe aia. 3 cu 3. Deci vezi? Așa. 1,03 pe aia. Cum ne-am gândit și mai înainte. Da. Nu 1,3 în perioadă. 3 imediat după virgulă. Pentru că m-am gândit că dacă 3-ul ăla e în perioadă, 3-ul poate fi înlocuit de alt 3. Da, că 3-ul ăsta e, așa cum am spus, că e perioadă, deci noi putem spune 3 aici. Da. Și prin 3 de acolo înainte. Da, după 3-ul ăla, care a devenit 0, nu ai înlocuit din un 3 în perioadă? Nu, păi, unul din... Uite, așa ar fi fost. 0,5 0,0,0,0 pe 3 0,2 și 0,0,0,0 pe 3. Iar aici ar fost 0,3 3,3,3,3,3,3 și când ne aduni